Cel mai înțelept om menționat în Sfintele Scripturii este omul lui Dumnezeu Solomon. Iar cu toată înțelepciunea care a primit-o, Biblia menționează că a sfârșit-o rău. Ultimul cuvânt rostit în cartea Eclesiastru este expresia de rău. Deși cartea Eclesiastru a fost cartea care l-a schimbat, l-a adus la pocăință, un înțelept, un om înțelept a sfârșit-o rău. Dincolo de înțelepciune, avem nevoie de pocăință. Amin? Spune Biblia că îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Proverbe 6:23. Dacă nu ești îndemnat, dacă tu nu primești mustrarea, tu nu ești pe calea vieții. Calea vieții are aceste valori, îndemnul și mustrarea. Și acum vă chem la rugăciune. Sunt mulți copii ai cerului care sunt în ceartă cu Tatăl lor ceresc. Adică predicăm, cântăm, dar noi nu-i vorbim în rugăciune. E ca și cum ești în ceartă cu Dumnezeu, cu Tatăl tău ceresc. Și Dumnezeu ne cheamă la rugăciune. Iar rugăciunea ta nu mai trebuie să fie o rugăciune de câteva minunte. O rugăciune care tu nu ai emoție, tu n-ai lacrimi, tu n-ai credință în ea. Domnul care este modelul desăvârșit, El ne-a învățat ce înseamnă rugăciunea. Iar rugăciunea Lui a arătat și s-a izvorât din sfințire, din milă și din smerenie. Adică judecata va fi cu milă pentru cei care au judecată. Pentru cei care au milă în inimă. De aceea vă chem în această rugăciune să rugăm pe Dumnezeu: Doamne, nu vreau să-mi sfârșesc viața în rău. După ani de credință, după multe rugăciuni, să ajungi să fii un om stins, să nu mai ai pasiune, să nu mai ai lacrimi, să nu mai ai credință. Vă chem la rugăciune. Chem cântăreții să vină înaintea lui Dumnezeu și în această rugăciune aș vrea să exprim durerea inimii tale, să te rogi înaintea celui care este prezent. Aș vrea să vă spun că nemulțumirea este o atitudine de răzvrătire. Faptul că tu nu mulțumești lui Dumnezeu și nemulțumirea te-a influențat. Primul păcat venit în lume vine din nemulțumire, care a adus blestem. Mulțumirea înseamnă: Doamne, te laud pentru că sunt în casa ta de rugăciune, locul unde Dumnezeu este prezent. Și prezența divină vrea să te atingă și pe tine. Vă chem la rugăciune și aș vrea să te rogi în mod sincer. Suntem o biserică cu multe încercări. Una din cele mai încercate biserici ale rugului aprins este biserica din Toflea. O biserică care s-a născut cu lacrimi, care trăiește cu lacrimi, care ne hrănim cu lacrimi. Dar au fost și cele mai mari biruințe din toate bisericile rugul aprins. Oricât de multe biserici sunt, cele mai mari minuni s-au făcut aici. E și luptă, e și binecuvântare. Vă chem la rugăciune și chem toată frățietatea. Frați, surori, indiferent unde ești în biserică, vă chem în închinare. Nu lăsa pe cel rău să-ți distragă atenția ta. Rămâi înaintea lui Dumnezeu conectat prin Duhul și lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să te atingă la rugăciune. Aprinde-ți inima prin devoțiunea ta pentru Domnul, ca El să te atingă cu prezența Lui. În numele Tău cerem prezența Ta. Să-mi simi viața.